Din boxa acuzaților, principalul suspect în cazul scandalului de la DETA a declarat că nu s-a sustras de la arestare, pur și simplu nu s-a uitat la televizor. De ce te-ai ascuns? Ce s-a întâmplat? Ce am avut de ascuns? Ai cerut astea de protecție? Bogdan a încercat să-i convingă pe magistrați că el și fratele lui ar fi fost de fapt cei atacați. La rândul lui, Călin Roman, fratele lui mai mic, a susținut aceeași variantă săptămâna trecută, imediat după ce a fost reținut. Un individ a intrat în discotecă cu pistolul și i-a amenințat cu moartea. Ei nu au făcut altceva decât să se apere. Ei au început scandalul. Ce-au făcut? Cum v-au atacat? Ne-au atacat cu băte. Aveau și pistol? Unul dintre ei a avut pistol. Fratele tău a fost rănit? 10 minute s-a chinuit să armeze pistolul. Norocul nostru. Ați fost apoi la spital, fratele tău a fost rănit? V-a fost frică pentru viața voastră? Da. De ce v-au atacat? Prietenele. Ne-au amenințat și ne amenință în continuare. Avocatul celor 5 suspecți implicați în încăierare a cerut eliberarea lor din arest cu păstrarea interdicției de a părăsi țara sau localitatea. Am fost contactată de către Bogdan telefonic, deci încă o dată repet, care mi-a spus, bună ziua, veniți la poliție, avem o urgență sau este o urgență, cu cine vorbesc, sunt Bogdan, nu vă pot reda, încerc să vă redau motamo, însă aceasta este concluzia. Sunt Bogdan, mă predau sau m-am predat, deci ceva de genul acesta. Procesul verbal pe care eu îl am în mână, asupra mea, care este cu ștampila acestei instituții în fața căreia ne aflăm și pe care vi l-am citit, da? Mi-am dat citire ceva mai devreme, confirmă cele spuse de către mine acum și cele spuse de către el telefonic mie, de solicitarea lui telefonică. Explicația lui Bogdan nu a fost pe placul judecătorilor, care au decis să mențină măsura arestării preventive de 29 de zile pentru 4 dintre suspecți și de 30 de zile pentru Bogdan Roman. Ba mai mult, suspecții au fost obligați la plata despăgubirilor materiale. Soluția este următoarea. În baza articolului 185.15.1 litera B, cod procedură penală, respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpații Roman Bogdan Daniel, Roman Călin, Gherghel Radu, Bârzan Daniel Vasile și Strâmtu Valentin Pavel, împotriva închierii penale numărul 10 din Camera de Consiliu, în 25 iulie 2011, judecătoriei DETA, încheiere pe care o menține, obligă fiecare dintre recurenți la plata sumei de 150 de lei, cheltuieli și cererea masată de stat. Hotărârea este definitivă, pronunțată în ședință publică a 3 august 2011. Cei 5 tineri implicați în scandalul de la DETA sunt acuzați de loviri și alte violențe, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Avocatul lor va cere judecătorilor, ca și părțile care se consideră vătămate, să fie cercetate pentru aceleași infracțiuni.